Bună seara din nou, am revenit. Bună seara din nou. Continuăm la ce să ne așteptăm în următoarea perioadă legat de prețuri, de economia asta, adică haosul care s-a creat. Ce se va întâmpla cu economia și agricultura în perioada post-război? Mă gândesc că ar fi... Eu am spus și la începutul emisiunii, post-război, în condițiile în care noi nu suntem afectați și teritoriul nu este invadat, noi suntem în proximitatea zonei de reconstrucție. Ce înseamnă asta? Toată lumea va încerca să ajute Ucraina. Inclusiv Rusia va trebui să ajute, evident cum se întâmplă și cum. Și Rusia nu va avea, având sancțiunile pe cap, nu va avea capacitate de a dezvolta și nu va avea nici posibilitatea diplomatică să intre în reconstrucția Ucrainei, după părerea mea. Și atunci cine să intre? Păi o să intre Polonia, cu siguranță. Polonia este o țară cu o minte extraordinară. Tot ce face Polonia e bine, după părerea mea. Este cea mai deschisă economie la cap din Europa de Est. O să intre Polonia. Nu știu cât de bine o să fie primit Orban, pentru că el a fost tot timpul un pic constipat în a-și exprima un punct de vedere prietenos cu adevărat și un vecin, bine, nu-i chiar vecin, dar nu, el o concluzionat de mai multe ori că Rusia are într-un fel dreptate, el a dat mâna și până la cot cu Putin și așa mai departe. Deci nu știu ce contribuție va avea, dar România va fi avantajată de două ori. Unu, Ucraina este o mare capacitate de producție agricolă, foarte mare. Ucraina are vreo 42 de milioane de hectare de teren agricol arabil. Dar ce teren? Un teren fantastic, cel mai bun teren, cernoziom, îi zice. Negru. Ați văzut terenul ăla negru, negru. Eu l-am văzut de câte ori trecem prin Ucraina, eram impresionat. Teren negru, tăciune. Are o productivitate fantastică. Ei au o agricultură ca și noi, slab productivă, pentru că au utilarea slabă, au semințele slabe, cel mai important să ai semințe bune, exact. Semințele slabe, și agricultura lor este colapsată. Deci ea nu produce. Produsele agricole vor fi la mare modă. România, dacă este deșteaptă, să zic așa. Ar trebui să intre acum în forță, nu? Își dă drumul la agricultura aia care au avut-o. Exact. Bine, noi am pierdut irigații, am pierdut multe, am pierdut depozite, am pierdut centre de creștere animală, centre de prelucrare, dar trebuie să ne trezim și să ne dăm seama că satul românesc trebuie să facă agricultură. Cât e satul românesc? Jumate din populație. Dar nu cu sapa. Și nu cu sapa. Nu cu sapa. Și ce să trebuie facă oamenii ăia? Trebuie să ajut ca să-și achiziționeze. Oamenii ăia trebuie să crească animale și să dezvolte industria alimentare. Ce înseamnă industria alimentare? Să facă conserve, să facă tot felul de... Da, dacă tu nu subvenționezi nici măcar trebuie motorina... Trebuie făcute programe. Da? Cum poți, deci, să le vinzi la același preț? Dar nu că nu o subvenționezi. Și nici tractoare. O taxezi. Deci motorina este accizată. Exact. Și cu taxă de drum. Exact. Și ea nu merge pe drum. Nu tractorul merge pe câmp. Și tu iei taxă poți să de faci drum. Nu poți să faci agricultură eficientă cu niște prețuri așa. Și atunci, băncile ar trebui să dea cu credit și cu dobânzi foarte mici utilaje, da? Acum, cu sapa nu poți acum, face. Eu cred că se va deștepta și Europa și va fi cumva obligată să susține agricultura României, pentru că este și pentru folosul lor, și să nu le mai ia cerealele și să le dea porcii din frigidere de acum 10 ani. Să-i lase și cei din România să spună: domnul,
her sau nu știu, lasă-mă și pe mine să-mi fac o agricultură exact. Completă, exact. Să-mi fac creșterea animalelor, să-mi fac și eu produse agricole de valoare adăugată, ridicată, să fac o industrie alimentară, să am și eu conserve românești, nu numai să aduc conserve de la voi, noi totul aducem de afară, dăm și aducem, parcă noi n-am putea să băgăm într-un borcan buleon. Noi dăm bateria primă și o cumpărăm de la ei, dăm făină și cumpărăm pâine congelată. Da, asta ar trebui să aduce acasă pe cei care au lucrat. Ok, avem oameni la țară suficient de mulți care pot fi implicați, că oamenii de la țară sunt foarte muncitori și știu să o facă, exact. Pentru că au făcut-o din tată în fiu. Să le dai posibilitatea. Da, și nu să le spui, cum au spus acum, că dai voie să ai mai mult de 5 purcei la o scroafă. Adică dacă ai 6, le e o problemă. Da, nu știu ce faci cu el, îl spânzuri. Nu țineți minte acum câțiva ani scandalul în munți cu câinii, da, la stâne? Câți câini aveau voie, da, săracii ciobani. Și vă dați seama cu ce ne ocupăm. Acum ne ocupăm cu... Da, ne ocupăm cu purcei. Cu ce s-au ocupat? Da, pe cine deranjează purceii noștri de la scroapa? Vă întreb. Păi pe cei care își aduc purceii de la scroapa de dincolo de graniță. Și atunci, haideți să ne lase și pe noi să trăim. Pentru că nu putem să... No, dacă nu ne nu vrem să facem... ce știu eu, industrie ultra-performantă, electronizată, ce știu eu, ce. Dar haide să ne lase să facem măcar agricultură, să facem industrie alimentară, să nu cărăm noi lapte din Olanda. Să-l facem aici și să-l facem cât mai în multe localități ca să ne fie aproape și drumul și să găsim, să fie obligate, ce problemă pun multinaționale? Că nu avem lot de produse suficient de mare ca să putem face o strategie de aprovizionare. Păi fă-o, frate. Fă-o tu și îți creează-ți lotul de produse suficient de mari prin finanțări, pentru da, că... Dar nu au încercat în careva județe, acum nu știu, Cluj sau Sibiu, care județ era, câțiva tineri, da, au făcut acea cooperativă. Da, și au încercat, nu. Au încercat să intre în acele firme mari, da, și Ungaria, li-au fost respinși. În Ungaria, ce-a făcut Orban? A zis, ok, eu vă spun că trebuie să aduceți atâta să vindeți în magazinele noastre produse ungurești. Nu mă interesează cum faceți. Așa să faceți ca să le vedeți. E, după aceea s-o sucit. O zis, m-am răzgândit că nu vindeți suficiente. Vindeți și în magazinele voastre din străinătate atâtea produse ungurești ca să puteți trăi împreună cu noi. E, cred că trebuie și noi să ne păstrăm cumva noi interesul național. Noi de ce n-am putut face așa? Noi vă cumpărăm X% PMP-ul, și voi. PMP-ul o susținut foarte mult această obligație ca produsele la raft să fie într-un anumit procentaj produse românești. Produse românești, exact. Politica românească a fost împotriva PMP-ului. Protecția consumatorului, Consiliul Concurent, nu-i voie. Păi de ce nu-i voie? De ce nu-i voie să trăim și noi? De ce nu-i voie? Ok, dar vă trebuie de cei care depozite. Au luat aceste decizii undeva au ceva interes. Bineînțeles. Asta e concluzia. Și vă spun o altă treabă. Noi nu avem laboratorul național pentru produse importate suficient de bine pus la punct. Și cei de acolo spun, eu am mai spus odată într-o emisiune la dumneavoastră, nu știu cum am spus-o, că era să calc într-un cui CNA, că cei de acolo nu vând produse. Atunci să nu repetați. Păi nu repet, o spun sub o altă formă, mai mascată. Mai bine să tragem concluzia și să vă întreb, să tragem concluzia, ar trebui să profităm, da? Laboratorul național este LAREX, așa îi zice, este înființat în 2019, bine că l-a înființat. Și el trebuie să certifice produsele importate. Exact. Dar nu poate să le certifice pe toate. Și sunt foarte, foarte multe produse sub standard de consum importate în România. Exact. Eu atunci m-am referit la măr. Noi avem aici lângă Târgu Mureș o Reghinu care este și Batoșu care este o întindere de măr care nu vrea să fie, cum să zic, vândută în supermarketurile noastre. De ce? Pentru că zice că mărul nostru este, din punct de vedere biologic, prea bun. Și se strică prea repede.
aspectul, nu atrage. Nu, aspectul e bun, dar se strică prea repede. Da. Și atunci supermarketurile vor produse din Polonia, nu știu, Polonia se descurcă la toate capitolele, au făcut ei așa niște meri pitici, așa ca un fel de vițe de vie, care adună merele cu mașina, și... dar fac niște mere că te poți bate cu ele, n-ai nicio problemă, alea nu se strică în veci. O-l pui toamna pe raft, primăvara e bun de mâncat. E, produsele de la noi, chiar la Reghin au o instalație de sortare elvețiană, care dacă produsul are concentrație prea mare de produse, de produse chimice în el, îl ejectează. E, i-am spus la ea de la Reghin, puneți-vă și produse. Dacă pune produse de import, pe toate le ejectează, niciunul nu rămâne. Da, produsele noastre sunt produse, și toată lumea spune, sunt produse bune. Roșiile noastre sunt bune. Corect. Și dacă ar putea să țină pe cei care le produc, să-i țină departe de roșiile alea cu picătură în rumeguș și să roșie artificială, să țină produsul nostru tradițional, produs bun. Noi am putea trăi foarte bine. Dar ne întoarcem spatele de la agricultură și o lăsăm cumva... Da, la mere. Nu s-ar găsi soluția? Păi, să le ții în frigider. Păi vă spun, da. Acum sunt 2 ani, când am fost eu la Reghin, 15.000 de tone au aruncat pentru că nu au putut să le vândă. Chiar dacă le-au vândut undeva la 30% din prețul merelor importate. N-au reușit să le vândă. Și eu vă spun, eu numai de acolo, de la Batoș, de la Reghin, nu mănânc mere din... Acum, orice mi-ar zice ce ne au, nu pot să mă facă să mănânc mere din supermarket, că nu... No, vreau să trăiesc și eu mai mult, nu? Și încerc să mănânc produse biologic în regulă. Nu porci strinuți, nu știu câți în congelatoare, nu... Deci, noi putem avea porc proaspăt, putem avea vită proaspăt, putem avea produse din carne proaspătă, putem avea... Deci aici vrem să ajungem alimentară. Să Târgu intrăm Mureș, acum, avut... să dăm drumul la agricultură, da, să revenim la ce a fost. Dar de ce va dăm drumul la agricultură și vindem cereale? Trebuie să vindem conserve. Da. De exemplu, exact. La Târgu Mureș a fost fabrica de conserve. Exact. O fabrică mare, o fabrică, dar nu numai Târgu Mureș. România făcea tot felul de produse. Borcane, conserve, de toate felurile. Noi la ora asta trebuie să așteptăm să vedem ce se întâmplă, cât își dau seama și unde o să pornească ceva în vreo direcție bună. Dacă nici acum nu luăm atitudine, avem de pierdut. Asta e, vă dau o veste proastă. Toată lumea își dă seama. Ceea ce spun eu, știe toată lumea. Inclusiv, cred că orice cetățean care se uită la televizor, la emisiune, știe că așa este. Corect. Dar nu se întâmplă nimic. Noi toți enunțăm niște axiome, dar rămânem cu ele. Bă, fraților, faceți un grajd. Să creștem porci. Nu faceți o lege să nu avem voie peste 5 porci. O să intre legea mirosului, că porci miros. Da, păi legea mirosului l-a făcut, că n-are drept. Dar nu e o problemă. La țară, dacă sunt ajutați, cei de la țară o să facă centre de creștere de animale de toate felurile, pentru că au cereale și ar trebui să facă din nou fabricile de concentrate care dădeau o hrană corespunzătoare. Sper, eu totuși sper că undeva o să pornească ceva și ne îndreptăm undeva de în unde vreo direcție. Am de este unde am pornit? O oportunitate exact. Acum, la sfârșitul exact. Războiului. Să facem ce? Să facem construcții în Ucraina, să facem mobilă pentru Ucraina, exact. Că ați văzut, rușii s-au trudit țară, toate blocurile. E, acolo va trebui o grămadă de mobilă, va trebui construcții, vor trebui multe până în reconstrucția Ucrainei. Și cine e aproape să le fac? România. Și România are o oportunitate de a se dezvolta. Pe de altă parte, România va fi băgată în seamă pentru capacitățile ei, gaze, petrol, energetice din zonă, care... Vedeți că noi stăm bine la capitolul ăsta. Eu sper ăsta. Să aveți... Pe de altă parte, o să fim băgați în seamă ca flancul estic al NATO, exact. Care să fie întărit.
Nu numai cu militari veniți cu avionul, să fie întăriți cu mijloace financiare ca să poată să facă față, să nu fie slăvați, soldați flămânzi. E, asta este încă o oportunitate pentru întărirea unei zone, unui bloc militar care își are trebuie capătul. Trebuie să luăm măsuri, asta e concluzia și ne auzim săptămâna viitoare, continuăm, nu ne oprim aici, vedem ce se întâmplă. Mulțumesc încă o dată. Să rămână. O seară bună să aveți, mulțumesc telespectatorilor. Ne reauzim, Ramona Vintilă, mulțumesc încă o dată, noapte bună!